Salutare și bine am găsit la un nou episod. În acest episod voi face un top 10 jocuri gratis pe PS4. Țin să menționez că acest top este făcut după părerea mea, așa că nu uitați să pe butonul de like, să dați cât mai multe like-uri dacă vreți să mai facem clipuri de genul, să vă abonați în caz că vă place contentul meu și vreți să mă urmăriți în continuare, să apăsați pe din dreapta abonării ca să primiți și notificări și un șerat pentru tine voștri m-a foarte, foarte mult. Uh, și un uh, ultim lucru, dacă aveți un alt top sau alte jocuri sau nu vă convine ceva la topul meu, scrieți în comentarii topul vostru personal ca să văd ce părere aveți și voi. Pe locul 10 se află Crossout. Este un joc foarte mișto, mi-a plăcut chiar foarte mult. Am văzut vedere că m-am jucat acum un an, cred că acum este uh, un joc și mai bun ca atunci. Pe locul 10 pentru că m-am jucat foarte puțin, gen gândiți-vă că am jucat doar o săptămână. E mișto, are un gameplay bun și acum cred că e și mai mișto după un an deci chiar vă recomand. Pe locul 9 se află Fortnite, Deci ce am pus pe locul 9 vă, gândiți acum pentru că l-am pus pe locul 9 pentru că Fortnite-ul nu mai e ce a fost, nu prea mai place, deși mă mai joc din când în când, nu prea mai place mie așa mult jocul cum îmi place înainte. S-a stricat cam tot jocul și gameplay s-a stricat puțin, mai ales cu sezonul ăsta nou cu nave și cu toate astea. Dar l-am pus pe nou pentru că nu prea mai place acest joc. Pe locul 8 se află Apex, la fel un joc care l-am jucat maxim o săptămână, dar uh, față de coroasta a fost mult mai bună, a fost avut un gameplay Battle royal și uh, având în vedere că îmi plac mai mult genul jocurilor Battle royal, de l-am pus pe 8, pentru că l-am jucat și foarte puțin. E un joc mișto care încă e destul de popular, așa că de l-am pus pe locul 8. Pe locul 7 se află World of Tanks, un joc foarte bun, la fel, nu l-am jucat prea mult, cred că l-am jucat maxim 2 săptămâni cam așa, dar e un joc super mega mișto, e efectiv genial jocul, dar la fel l-am pus pe 7 pentru că nu prea îmi plac mie genul ăsta de jocuri cum ar fi World of Tanks sau gen toate World of Tanks sau World of Warship, nu -mi prea îmi place deloc, Uh, și da, ea am pus pe 7, Da, în rest jocul e chiar ok. Pe locul 6 se află World of Warship, pentru că da, nu prea mi place nici ăsta la fel ca World of Tanks. Uh, e, ideea e cam aceeași, dar tot rămâne un joc mișto, doar că nu mi plac mie genul ăsta de jocuri, nu prea mă atrag. Pe locul 5 se află Resident Evil, e un joc chiar foarte mișto, cât timp l-am jucat, că am jucat ceva din el, am făcut și live-uri pe canal. Mi-a plăcut chiar foarte mult, în, în afara sensului că nu prea îmi plac mie jocurile horror și... Da, în rest e un joc bun, dar l-am și pus pe 5 pentru că nu prea îmi plac mie jocurile horror. M-am speriat foarte mult la el, nu știu, nu neapărat, adică m-am jucat foarte puțin și nu știu, nu prea plăcea în timpul ăla, în același timp îmi plăcea. Nu știu cum să vă explic, dar l-am pus pe 5, e un joc foarte, foarte bun. Pe locul 4 se află Warface. E neapărat ce spune despre Warface, un joc bun, e un fel de CSGO doar că e varianta pe consolă. Pur și simplu e identic doar că e puțin schimbat la uh, mapă și la arme și la stilul de joc, doar într-un pic așa, nu prea mult, dar e efectiv CSGO doar că e pe consolă. Pe locul 3 se află Guns Up, deși nu e un joc care e, are mare gameplay sau mare grafică sau mare poveste sau ce naiba, nu, e un joc simplu, cu o grafică simplă, cu un gameplay simplu, dar, dar l-am pus și pe 3. Pentru că e un joc super mega mișto, e relaxant, e chiar mișto și cât timp l-am jucat, l-am jucat cu cea mai mare plăcere, e un joc extraordinar, deci chiar vi recomand, dacă nu mai aveți să vă jucați, luați-vă Gun că nu cred că n-are cum, cum, să ne vă placă, e un joc chiar foarte, foarte bun. Pe locul 2 se află Destiny 2, e un joc extraordinar, n-am niciun cuvânt, efectiv să spun despre acest joc negativ. Are grafică bună, gameplay bun, poveste bună, totul e bun. M-am jucat, nu l-am terminat, pot să vă spun, dar a fost chiar super mega mișto, chiar peste toate jocurile care am spus până acum. Uh, așa, eu l-am jucat acum, nu știu, un an sau doi, pe perioada când era gratis, dar acum e gratis și chiar aș vrea să-l iau din nou să-l încerc, poate de data să-l termin. Pe locul 1, se află Rocket League. Cred că unii dintre voi v-ați așteptat să fie Rocket League pe primul loc, având în vedere că îmi place foarte mult jocul și abonații mei vechi știu că îmi place foarte mult acest joc. Dar l-am pus pe unul pentru că Rocket League pentru mine este un joc foarte, foarte special. Uh, îmi place foarte mult, mă joc zilnic și nu mă distrez pe el zilnic. E efectiv un joc foarte bun. Practic e exact ce îmi place mie. Mie îmi place foarte mult fotbalul. Și având în vedere că e și cu mașini și e un joc și foarte, nu știu, bun și de-aia l-am pus pe primul loc. Deci cam asta a fost topul. Sper că v-a plăcut. Iar dacă v-a plăcut, dați acolo pe butonul de like dacă mai vreți să un topuri de genul. Dacă vreți semn, faci să fac un top de cele mai bune jocuri care au apărut în 2020 la PS Plus sau cele mai bune jocuri de pe PS4, top 10, gen tot și nu gratis cum ar fi tot. Așa că ăsta a fost clipul și ne de la următorul episod. Vă salut!